trebuie să scoatem adevărul la suprafață, să nu se ascundă nimeni după alte povești. Deși susține că pe 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat, Voronin a evitat și azi să dezvăluie numele organizatorilor. Fostul președinte spune că nu a știut tot ce făcea Gheorghe Papuc. Cât despre actele de tortură, ar fi aflat mai târziu din presă. Vladimir Voronin a mai spus că nu a ordonat judecarea tinerilor în sediile poliției, ci dimpotrivă a cerut eliberarea protestatarilor. Despre Valeriu Boboc, care a murit atunci, Vladimir Voronin susține că a aflat abia a doua zi, pe 8 aprilie. Eu am aflat a doua zi și că s-a găsit sub peretele Parlamentului o persoană neînsuflețită și se ocupă. Între altele, până astăzi nu avem concluziile Comisiei Internaționale despre acest caz cu Valeriu Boboc. Voronin crede că doar ancheta poate stabili dacă Boboc a fost sau nu omorât în bătaie de polițiști. Fostul președinte le-a sugerat procurorilor să ancheteze și dispariția originalului declarației de independență a Moldovei în timpul protestelor. În opinia sa, documentul nu putea să dispară și nici să ardă. Originalul se păstrează conform legii în sediul Parlamentului, într-un safeu special, și este foarte curios cum, în ce fel și de ce a luat foc acest safeu, care nu trebuie, după toate normativele, să aprindă niciodată. Audierea lui Vladimir Voronin, în calitate de martor în dosarul 7 aprilie, s-a încheiat azi. După ce vor analiza toate mărturiile, procurorii vor decide dacă îl vor mai cita. Fostul președinte a fost audiat în dosarele penale în care sunt cercetați pentru neglijență în serviciu cu urmări grave fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar al Capitalei Vladimir Botnari.